Salut și bine v-am găsit la CS Tech din nou. Continuăm seria cu niște review-uri așa mai pe fugă, dar vreau să vă arăt niște dispozitive mai interesante. În primul rând discutăm despre un charger MPPT de la Victron, MPPT RS450-100TR. O să deșifrăm imediat și o să vă explic ce înseamnă treaba asta, așa că hai să începem. Bine v-am regăsit! Cum am spus, discutăm despre noul charger MPPT RS de 450-100. Hai să vă arăt ce găsiți în cutie în momentul când îl luați. În primul și în primul rând, manual de utilizare, șuruburi, un senzor de temperatură și, bineînțeles, suportul care te ajută să îl prinzi de perete. Da? Se înșurubează și, efectiv, îl agăți acolo. Nu e un dispozitiv foarte greu, e foarte ușor și hai să deșifrăm puțin ce înseamnă MPPT RS 450-100TR. Hai să luăm cu partea de MPPT. Știți foarte clar că e un charger MPPT, are două trackere MPPT, PV1 și PV2, care duc în același banc de acumulatori. RS e modelul pentru că este din seria RS. 450 reprezintă tensiunea de la panourile fotovoltaice. Ce face această tensiune? E trecută și aici. Asta înseamnă că poți să pui maxim 450V ca și PV input. Ce înseamnă pe românește? Înseamnă că poți să le 10 panouri de 45V, de exemplu, ca să obții cei 450V. Panourile le vei lega în serie și în felul ăsta pui cablaje mai subțiri și, bineînțeles, mai puține care intră direct în tracker-ul MPPT. S-am zis că ai două tracker MPPT. Puteți vedea și aici avem PV1 și PV2, PV1 și PV2, deci fiecare tracker individual. Acum, ce înseamnă trackerele individuale? De exemplu, ai casa care are latura est și vest. Montezi pe est un rând de panouri, pe vest un rând de panouri. Ele nu vor merge niciodată în același timp, așa că acest dispozitiv știe să lucreze prima dată dimineața cu estul, după amiaza cu vestul, iar în timpul zilei cu ambele. Acum, apare și partea negativă a lor. De ce partea negativă? Pentru că el poate maxim să încarce cu 100 de amperi la 48V, adică cu 4,8 kW. Dacă noi montăm, de exemplu, 20 de amperi ori 450W, înseamnă că montăm în jur de 8 kW pe o latură, 8 kW pe o latură, da? Asta înseamnă că avem 16 kW, dar noi nu putem încărca în acumulator mai mult de 100 de amperi. Clar, există și modelul mai mare, TR-ul de 200, care înseamnă că poate să încarce cu 200 de amperi. Deci, dacă vă luați acest charger și vreți să montați panourile pe sud, țineți cont că puteți să puneți pe el stringuri separate, dar limitați-vă la 100 de amperi. Deci nu veți putea încărca cu mai mult de 100 de amperi. Părerea mea este că dacă vreți să montați mai multe chargere Victron, luați mai bine varianta de 250 care are o singură ieșire și are tot 100 de amperi. Dispozitivul are conexiune Bluetooth, îl poți vedea direct pe Bluetooth, ai un afișaj aici monocrom care îți va afișa producția pentru fiecare tracker, dar dacă ai un sistem de la Victron, bineînțeles că le vei găsi pe toate și le vei vedea într-o singură interfață. Deci, noul charger MPPT RS 450-100, TR-ul înseamnă că are conectori direct în partea de interior, deci nu ai mufe MC4 de conectat, pur și simplu îi pui șurubul și strângi la borne cablurile de la PV-in. La fel și acumulatorul, nu știu exact dacă se vede aici, dar sunt două borne plus și minus de unde te poți lega cu acumulatorul. Ți-am zis, mare atenție când ții așa ceva, gândește-te că nu poți beneficia în același timp de toată energia de la ambele trackere. Este foarte eficient când ai inclinații diferite la casă și orientări diferite. Est, vest sau, mă rog, est și sud. Atunci da, te va ajuta, unul va merge dimineața, unul după amiaza. Dar, repet, ambele maxim au 4,8 kW, 48V cu 100 de amperi, înseamnă 4,8 kW, maxim vei putea încărca cu un asemenea tracker. Cam asta e materialul meu de astăzi, sper că l-ai văzut, a fost așa mai rapid făcut în on the go. Dacă vrei să vezi mai multe materiale, nu ezita, apasă și tu butonul de subscribe, apasă clopoțelul și, evident, dă-ne un like și un share cu prietenii tăi. Eu sunt Claudiu de la CS Tech, sper că ai stat cu mine până la final, iar, evident, până data viitoare, numai bine. Bafta!